Salutare dragi prieteni și bine ați accelerat din nou pe canalul meu! Eu sunt Motor rider iar astăzi vorbim despre cea mai mare și cea mai frumoasă categorie moto. Da, este vorba de categoria A. Vom dezbate astăzi vârsta minimă la care poți da de această categorie, ce motoare îți poți lua, cum și de unde ei au, precum și cele mai vândute motociclete pentru categoria A. Dacă ești pasionat de motociclete și în general de vehicule pe două roți, trebuie să știi că pentru a obține permisul pentru un astfel de vehicul ai nevoie de foarte multe criterii de îndeplinit, deoarece această categorie este foarte periculoasă. A repetat și o să repet în continuare, lasă-mă telefonul în pace, te rog frumos, filmez! La prima vedere, pare ideal să fii motociclist. Cu siguranță ai un prieten care povestește cu pasiune cât de cool este să te dai pe două roți, ce tare este să te plin cu prietenii, familia, gagicile, amantele, dar și în ciuda frumuseții acestui stil de viață, până vei ajunge acolo, este cale lungă de urmat, așa că trebuie să fii cu băgare de seamă în ce te bagi. Perioada ideală pentru a începe ar fi la începutul primăverii, pentru a profita cât mai mult de sezonul călduros și pentru a avea timp să înveți cât mai multe pe șosele. Școala durează în general o lună și cuprinde un examen teoretic, adică sala, un poligon și un examen în oraș. Am mai, voi... Am, mai... Am mai vorbit la unul 1... Așa că dacă vrei să afli mai multe despre examenul moto, fugi la videoclipul cu A1 și după întoarce-te aici pentru detalii importante. Linkul este în descriere, așa că poți să fugi acum dacă vrei, dacă nu, poți să te duci la sfârșit să rămâi aici în ciuda informațiilor pe care ți le voi da. Urmează să vă spun și în acest videoclip câte ceva despre școala moto, dar cel mai bine pentru viitorul vostru voi face un videoclip special pe această temă. Pentru viitorul vostru nu, pentru toți motocicliștii. O să fac niște videoclipuri pentru aceste teme. Conform legislației rutiere, vârsta minimă pentru obținerea permisului auto se stabilește în funcție de categorie. Adică știți voi. 18 ani, BUE, la asta se referă. Cum bine v-am amintit și în episoadele trecute, vârsta pentru A1 este de 16 ani. Vârsta pentru A2 este de 18 ani, puțin mai sus, iar la lucrurile se complică puțin. Motocicleta fără ataș, asta ar fi în definiție categoria A, motocicleta fără ataș a cărei masă fără încărcătură este mai mare de 175 de kg cu o putere a motorului de cel puțin 50 de kW. Dacă motocicleta, în schimb, este acționată de un motor cu ardere internă, așa cum sunt toate motocicletele de altfel, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 595 de cm3. De aici și greșeala și concluzia de la 2 că ai voie motoare de sub 600 de cm. Este greșită pentru că la categoria 2 v-am amintit în episodul trecut și nu spuneam nimic acolo legat de acei 600 de cm cub sau ceva legat de cm cub. Drept ca urmare, cum și eu am motocicletă de 1100 de cm, ba chiar pot să mergi și cu motoare de 1700 de cm la categoria A2. Pentru motocicletele din categoria A, vârsta minimă este de 24 de ani sau 20 de ani dacă cel care solicită are experiență de 2 ani în categoria A2. Nu se pune aici vechime sau experiență pe A1, se pune ca vechime doar cea de A2. Nu contează că tu în a 2 ani nu ai văzut asfaltul cu motorul și nu ai ieșit la liniuțe. Dacă ai 2 ani de experiență la A2, poți merge să-ți achiziționezi a 1 Examenele aici sunt la fel ca la A1 și A2. Nimic diferit față de acestea două. Singura la diferență fiind motocicleta, unde de cele mai multe ori în școală vei da de o motocicletă de a limitată pentru a nu scăpa mâna în gaz să te dai pe spate sau mai rău să te târăși cu ea pe jos sau prin poligon. Tot aia, tot pe jos e. Inițierea ți-o face instructorul atât în poligon cât și pe josea. Adevărul este că aici faci cunoștință cu cea mai influentă și cea mai periculoasă categorie. Categoria la care dacă ai creier de maimuță și nu ai control în articulația mâinii drepte, asta e dreaptă, nu ai ce să cauți pe două roți. Eu promovez și mă repet de 100 de ori, promovez prudența și grija. Și dacă le ai pe astea două vei câștiga. Știi tu, Prudența aia în trafic, ai grijă de tine și câștigi încă o zi de experiență frumoasă pe două roți. Nu trebuie să fii încrezător, nu, tu nu? Tu trebuie să fii încrezător în ceea ce urmează să faci, dar și cu cap în legătură cu poveștile pe care le auzi de la alții. Motociclismul nu este despre rupt oglinzi, despre ceartă în trafic, nici despre mers cu 200 printre mașini. Motociclismul la categoria A este despre tine și despre motor, despre sentimentele pe care le capeți în tandem cu motorul. Pentru a trece proba teoretică, adică sala aia amintită la începutul videoclipului, mult mai ușor îți sugerez să mergi pe site-ul www.drpeciv.ro pentru a face chestionare. Acele chestionare sunt exact aceleași ca și la proba teoretică, adică ca cele din sală, atunci când te și le dai. Deci, dacă vrei să înveți toate întrebările, intră acolo și fă chestionare până spică mâna. Există carte de codul rutier și teste pentru categoria A. De exemplu, de la Editura Național cu titlul Întrebări și teste categoria A A1, A2. Încearcă să reții ceea ce înveți în timpul orelor de ole orelor de condus astfel încât acestea să nu ți servească doar pentru a trece examenul, dar să te și ajute să să înțelegi ce se întâmplă de fapt pe șosele. În 9 din 10 cazuri, elevii de la școala de șoferi urcă pe motorul instructorului, iar acesta trebuie să petreacă 10-15 minute încercând să le amintească elevilor ce au învățat în ora anterioară. Orele de condus costă foarte mult, așa că asigură-te că îți investești banii cu înțelepciune. Dacă te chinui puțin să înțelegi ce îți explică instructorul, ai șanse foarte mari să treci examenul, iar ceea ce ai învățat Îți va fi de folos după aceea. E o idee bună să nu știe toată lumea că tu faci școala de șoferi. Da, e o idee bună și mă repet, e o idee bună să nu știe toată lumea că faci școala de șoferi. Pui presiune asupra ta. Vei fi atât de ocupat să te gândești cui trebuie să îi spui dacă nu treci examenul, încât nu vei da șansa să te bucuri de procesul de învățare și să te concentrezi asupra examenului. Dacă în schimb vrei o motocicletă și nu știi de unde e sau ce motocicletă ți se potrivește, ți-a sugera să mergi către partenerii mei de la motocicleta potrivită Pungro. Îi găsiți și pe Instagram și pe Facebook. Este un program gratuit care vă ajută să vă găsiți motocicleta. Poate să vină cineva și cu voi să găsiți motocicleta, să vă uitați dacă are ceva bube sau nu. Deci, vă repet, inclusiv lucrul ăsta puteți să mergeți să-l faceți, să vorbiți și cu cei de la motocicleta potrivită pentru o posibilă viitoare motocicletă, viitoare parteneră de drum. La această categorie este de, de povestit foarte mult și voi împărți videoclipurile pe diferite teme, cum ar fi echipamente, moto, mănuși, căști, pantaloni, curiozități, prudență și multe alte teme. Așadar, dragilor, vă aștept în număr cât mai mare pe străzi și până data viitoare, Motorrider pentru tine, numai bine! Pa! Ah, și nu uita, dacă vrei să devii și tu un motorrider adevărat, te aștept pe www.motoridershop.ro Pa.